O hotărâre de aprobată de guvern îi va sancționa pe medicii care nu raportează infecțiile cu boli transmisibile la DSP. Neraportarea acestora de către unitățile sanitare și cele de asistență socială va aduce sancțiuni pe măsură, amenda maximă fiind de 5.000 de lei. Discutăm mai multe despre acest subiect cu medicul Gindrovel Dumitra. Bună ziua și vă mulțumesc foarte frumos pentru interviu. Bună ziua! Cum vedeți așadar această măsură? Sunt medici care nu raportează cazuri de pacienți care au infecții cu boli transmisibile? Vorbim de un fenomen? N-aș spune că este un fenomen. Pur și simplu trebuie să spunem că acest ordin nu este neapărat nou. Obligația raportării bolilor transmisibile exista și până acum, însă erau aplicabile sancțiunile prevăzute de legea generală. Practic, în acest moment, actualul act normativ vine și strânge la un loc, într-un fel sau altul, pentru a îmbunătăți conștientizarea, atât obligația cât și sancțiunile. Există în acest moment obligația prevăzută în actele normative în vigoare pentru a raporta boli transmisibile. Este într-un fel sau altul cât se poate de normal ca Direcția Sănătate Publică și Autoritățile Sănătate Publică să știe care sunt bolile transmisibile care sunt întâlnite în teritoriu. Însă, repet, până acum amenziile sau, mă rog, aceste acte referitoare la penalități erau prevăzute într-o altă hotărâre de guvern în baza căreia inspectorii de stat aplicau aceste amenzi. Acum vine un act normativ care aduce la un loc atât obligația cât și penalitățile în cazul în care acest lucru nu este dus la îndeplinire. Ca să înțelegem cu toții cât de periculos este să nu raporteze un medic un astfel de caz. Cât de periculos este pentru noi societate? Noi avem fiecare dintre noi un caz în comunitate sau îl întâlnim și îl confirmăm ca fiind un caz de SARS-CoV-2 sau alte boli infecțioase contagioase. Neraportarea acestuia duce la neîndeplinirea anchetei epidemiologice, cea care trebuie să stabilească într-un fel sau altul legătura cazului și mai ales dacă există sau nu alte cazuri în comunitate. E bine, există foarte multe boli infecțioase contagioase care odată ce au evoluat într-un anumită zonă pot să declanșeze, ducă la apariția unui focar sau mai grav pot să ducă la apariția, după cum am văzut, chiar a unei pandemii. În momentul în care reușești să izolezi cazurile și aceste măsurile non-specifice pentru prevenirea răspândirii bolii respective sunt aplicate la timp, este foarte posibil ca să limităm cât se poate de mult evoluția și apariția unor tragedii. Acesta este motivul pentru care e cât se poate de important ca oricare dintre medicii, fie că vorbim de medicii din ambulatoriu, medicii de familie, medicii de altă specialitate, dar și medicii în spital, să îndeplinească această condiție vis-a-vis de raportarea către Direcția Sănătate Publică a bolilor care sunt boli raportabile.